Ceau, îmi place să mă trezesc dimineața aici. Amus în Caracal, m-am trezit și plec înspre Drobeta, Turnul Severin. Acolo mai stau, cred că o zi și apoi cred că mă duc către casă. Dacă nu mă duc către casă, o să vedeți oricum. În Drobeta o să mănânc cu un burger super ieftin la 5 lei, practic. Probabil e cel mai ieftin burger din Drobeta. Și pe lângă asta am zis, hai să mă cazez la cel mai cunoscut hotel de la ei, hotelul Continental, e de pe vremea comuniștilor, mi-am luat o cameră mai scumpă, undeva la 170 de lei pe noapte, o să vedeți, o să am și mic dejun și nu, o să stau acolo noapte. Și hai că pornim. No, am pornit la drum, acum mă duc înspre Craiova, trec de Craiova și apoi înspre Drobeta. Ui, am us pe aici, pe lângă Craiova, pe centură. Mai am încă vreo 110 km până în Drobeta. Bună, suntem amu până în Drobeta. In 300 meters, turn right on Boulevard Carol the First. Hai, du-te, amu, du-te. Bună, ia ce ajungem imediat. Uite-le, aici pe stânga. No, bun, e aici, dar nu prea se vede de copaci. Mi-am făcut cazarea pe site-ul lor, adică am închiriat pe site-ul lor, că era mai ieftin. Pe Booking îmi dădea mai mult. Hai să vedem cum așa. Mă duc pe aici, Anica Biboli. Cas Hotel Continental. Mamă mie. Bună, am o cazare, mi-am rezervat. Vrei să faci nu, de check-in, da. Mă rog că să nu cu cartela de mea. Să ține. Nu, ne cazăm și după aia pornesc către fast food-ul ăla. Să vedem cum sunt camerele aici. No, hotel de 3 stele, albastru ca Dunărea. Aici nu știu dacă am papuși, cred că din părți. Pa, măni! Wow! Și halat! Perfect! Ma, bine! Hai să vedem Dunărea. Aici ne dăm cu vapor. Nii, mă, pompieri. Aia Dunărea? Oh, da, mă. Am crezut, zic... E ceva nisip acolo. Un părcușor a cinii. No, bune. No, bune. Hai că merem înspre Severin Fried Chicken. Îi zice să încercăm burgerul ăla la 5 lei. No, hai că pornim. Uitați-vă ce palata a cinii faimoță. Nu e incredibil de aglomerată Drobeta. Uite, porculeț, faimoț. No. Chiar arată ok. Ui, nimă că începe ploaia. Exact, am. Nu, aici cred că e centru, hai să-l vedem. Nu, aici, pe lângă parcul ăsta, sunt terase, restaurante. Numai eu am de mers până la Severin Fried Chicken. Ultima oară când am fost pe Drobeta, de fapt și singura oară când am fost aici, a fost, cred că, în urmă cu 15 ani. Când a jucat Bihorul, posibil cu Drobeta, sau nu știu ce echipă e aici. Cam atâta. Nei, Hala Matake, da? Radu Negru. Hai că mergem tot în față.
Ui, ne-i turnul. Wow. Da, stai că nu știu pe unde am aduc altăci. Am îmi dat seama că am mult de mărs, ci că 25 de minute de mărs pe jos. Am crezut că e aici aproape. Nici n-am ajuns la jumate măcar. Îmi bat pe aici. Hai că vedem. Ma bune, eu o iau pe strada asta acum. Na, singura problemă aici e că dacă îmi iau la pachet și mă duc pe jos, o să se răcească burgerul până ajung acasă și atunci, nu știu, ori o să-mi iau un taxi, ori o să comandă pe Foodpanda, dacă livrează pe Foodpanda. O să vedem. Mai, pe aici ar trebui să fie pe undeva. Asta. Dați un burger ăsta la 5 lei. Meniul ăsta cu burger e același burger? Da, doar care e cartofelul. Atunci dați un meniu. Și Pepsi, dacă aveți. Mulțumesc, o zi bună. Revedere. Uite, mi-am luat de 11 lei. Hai să căutăm un taxi repede. Nu vine oare niciunul. Taxi, taxi, unde ești taxi? Hai, frate, nu văd. Asta e liber, nu-i? Bă, l-au frânat cu roata din spate stânga. N-am mai văzut în viața mea. Bă, dar nu știu în ce parte să iau, că nu văd taxi nici în stânga, nici în dreapta. Hai că mă duc în partea asta. Văd una, bă. Nima. Bă, ce bibole. Nima, că a trecut două pe lângă mine. Poate are comandă. Eu vă iau, nu am comandă, nu cu plăcut. Aveți, aveți? Nu am comandă. A, nu. Bun. La Continental, dacă mă puteți duce. Continentalul din TV, da? Da, da, ăla de lângă Dunăre. Da, da, da. Hotelul. Da. La japonez, nu? La Cabru. Nu, nu, eu-s din Oradea, nu, eu-s doar în vizită aici. Nu vreau să vă interoghez, doar așa, ca fapt divers. Nu, că nu. Sunt foarte mulți cazați de la Cabru. Acolo, la Continental? Da, da, da. Am văzut că e mai aglomerat. Da, da. Nu știam. Nu, 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 ok. Da, dar nu te gândești cu ce să fie timpul de ziua pe zi. Cât ea? Până 8.50, dacă ai mărut, dacă nu 8.50. E ok, și mă pun. Hui, noni! Total 11 lei. Până la urmă mi-am luat meniu cu burger, adică e burger, 5 lei plus 3 lei cartofi și 3 lei soco. Hai să vedem cum e. Plus sosul gratis. Nu zici că sunt Dunăre, not paci. Tătui albastru în spate. Hai să începem cu asta. Sos cior. Cartofiori. Bunos. De burgerul ăsta-s curios. 5 lei. E super simplu.
Hai să-l băgăm. No, îl băgăm să vină cum e. Carne de aia. Sosul ăsta e, nu știu, interesant rău. Carnea, bineînțeles, din burgeri de aia congelată, n-ar avea cum fi altcumva la 5 lei. Super banal, adică nu cred că aș mai mânca-o. Așa la textură, când muși de ea zici că e mic, carne de mic, așa mai moale, mai... Dar nu are în niciun caz gust de carne de mici, dar cam așa e. Ne. În schimb, cartofii chiar îmi plac. Îmi ce-s destul de bun. Cartofii ăștia, dacă ar schimba sosul, ar mere bun și goi. Sosul ăsta e așa, nu știu, mai lungit, are un picuț gust de usturoi, da. Nu-l bag. Vreau să merge. No, cam atâta. Deci e simplu, are două sosuri, nu. Bun, deci ce să zic? Cartofii îmi plac. Ăia cam singurii care pot zice că îmi plac. Burgerul. Acolo, pe la submedie, dar îl poți mânca. Dacă ți-i foame și ai 5 lei la tine, îl poți mânca. Sosul ăsta, la fel, nu-i genul meu în niciun caz. Deci, pe ansamblu, e un meniu ieftin, fără nu știu ce gusturi. Dacă vrei să îl mânci, îl poți mânca. Șanse zero să-l mai comand vreodată. Nici burgerul, nici sosul. Că mă duc să fac un duș și apoi vedem mai de sare. Poate comandăm ceva, să-ți că vă arat. Ori de la restaurantul lor, ori o să mă duc eu undeva până ora să mănânc. O să vedem. No, bun, atunci v-am lăsat și ne auzim probabil mai de seară. Oh, deci fiți atenți. Am făcut un duș, dar uitați-vă ce strânte asta pe mine. Nici măcar n-am cingătoare. Dacă las de el, se desface. N-am să leg, n-am nimic. Plus e destul de strânt. E că mă mișc așa mai cu greu. În fine. No, bunii. Hai că deja e ora 6, de fapt 5. Și mi-a venit o idee, am zis hai să mă uit pe Food Panda, Glovo și care mai livrează aici, să văd care e cel mai scump meniu pe care îl găsesc sau produs. Și am găsit la restaurantul Elite, zice, o carne de vită la 100 de lei. Vedeți? Turnedou de vită cu creme. No, bun, hai că comandă. Bun, e ajuns, hai să despachetăm. Torpedo. Păi ce m-am speriat, am crezut că e șerpe în lăuntru, nici când am văzut asta. Nu pus și dacă mă urc, altfel nu o puteam mânca. Ia vedeți. Cum o fi făcut? Oare mediu? Hai să vedem. Așa trebuie să sperăm că e mediu. Hai zice că e mediu, dar hai să-l vedem. Hai să-l băgăm. Așa, 100 de lei, zice. Aici. Uitați, asta e bucățica. Hai să vedem spanacul. Spanac normal. Asta cred că e mediu, la cum se taie. Bă, da. Hai să vă arăt așa, nu?
Asta nu-i cuță de tăiat carne de vită, da? Asta este. Simte usturoiul la spanac. Trebuie să turnăm și un pic lemnul ăsta. Licoare. Azi numai sucuri am băut. Îmi vine să cred. Cartofi sau un normal, nu. Nu știu ce. Cu greu mere. Nu vrea nici cum. Hai să venim așa. Hai, vițica. Sparte deodată. Mânc așa imediat. Bă, dar mult mestec pe carnea asta. Nu știu ce are, deci are ceva. Deci care ațe sau nu știu ce. No, bun, e cam atât a fost. Îl bag imediat și pe ăla. Meniul nu-i nu știu ce, e meniu normal, n-are nu știu ce gusturi, dar e ok, adică îl poți încerca o dată. Eu nu cred că l-aș încerca și a doua oară, dar o singură dată mere destul de ok. No, cam atât a fost pe ziua de astăzi și atunci ne auzim probabil mâine dimineață cu micul dejun. No, bună dimineața, m-am trezit, e aproape ora 9, m-am culcat mai repede că am fost mai obosit. Și hai să comandăm micul dejun, să vedem dacă îl livrează în cameră. Ieri am vorbit cu domnișoara de la recepție și mi-a zis că sunt foarte aglomerați. Într-adevăr, e cam plin hotelul, nu știu ce se întâmplă. Dar aici scrie că ți-l livrează în cameră. I-au zis să mă duc jos la bar, la bufet, cum ar veni, ca să-l iau mai repede, dar îl aștept în cameră. Am chef să încerc să umblu pe hol cu ăla în mână. Bă, ce tăci sau... Ce tăci sau... Uite la stafița de nu știu. Deci până ușa asta să vede lumină. Nu știu, cred că vedeți pe camera asta, da? Deci nu e izolată fonding-ul. Nu știu ce e. Noroc am ușa. Am apăsat un buton și a rămas apăsat. Pe ăsta l-am apăsat și a apăsat o rămasă. Nu mai pot ridica de acum. Nimă, aaa, stai mă. A, nu s-a ridicat am. Nu. A, ok. Bună dimineața, pot comanda micul dejun în cameră? Ok, atunci. Dar îl pot aduce în cameră, nu? Ok. Mulțumesc. Bun, hai că mă duc jos și l-aduc. Bun, i-am revenit, uitați-vă. Mă, arată destul de ok. Am crezut că o să-mi dea ceva, numai un crem, vă știu, o pită din astea. Dar mi-a dat destule. Hai să le băgăm și așa n-avem ce face. Fui, hai să începem cu... Și cremul de știne. Vedem cum e omleta. Ce
Cam rece, da? În cazul ăsta a fumat. Franculiță de Praga, poate. Azi mă așteaptă un drum, cred că de 5 ore până la Oradea. Mă, dar nu-și lua lumea fructe. Or fost vreo 5 persoane în fața mea la rând, niciuna nu și-a luat fructe, nu știu de ce. Trebuie să pune carne, bagă brânză. Nu. Erau atâtea fructe acolo. Cam sărată telemea asta, o chestie de asta de mehedin. Am băgat și un picos de naistanin. Galbeneală de asta. Poate mă îngălbenesc. Bun, hai să băgăm și niște fructe de astea. Că nu se chidă. În tren, unde e? Nu mai mâncat de mult kiwi. Cred că are vitamine de alea mai bune. Gata, n-am de asta. No, păi cam atât a fost. Ce să zic de hotelul ăsta? De fapt nu v-am arătat baia, hai că vă arăt. Patul e destul de fain, dorm bine el. Baia arată ok, am ce să zic. Hârtie de aia super, super simplă, două straturi maxim. No, păi cam atât a fost pe ziua de astăzi. Micul dejun, mere, amul asta este. Tot ce am mâncat în clipul ăsta a alunecat, chiar dacă mai cu greu, poate. Dar, ce să zic, cam asta e viața. No. Cam atât a fost pe ziua de astăzi și ne auzim data viitoare.